Fermierii care au cerut această subvenție pe hectar pentru hamei pentru acest an trebuie să prezinte la centrul local județean Alapia până la data de 2 decembrie 2021 procesul verbal întocmit de reprezentantul Direcției Agricole Județene, care în urma deplăsării pe teren la fiecare solicitant verifică printr-un proces verbal ca suprafața cultivată cu hamei pentru care se solicită sprijin financiar a fost recoltată. Acest proces verbal este întocmit în două exemplare și înregistrat la Direcția Agricole Județeană. Reamintim cuantumul pe hectar Alapia acestei subvenții valabil pentru anul 2020 este de 884 de lei pe hectar. Totodată, pentru sprijinul cuplat pentru leguminoase mazări și fasole boabe pentru industrializare, trebuie însoțite documentele doveditoare, pe care fermierii trebuie să le prezinte la APIA și anume: factura de livrare a producției minime sau fila filele din cardentul de comercializare a produselor din sectorul agricol. Factura sau bonul fiscal de achiziție a semințelor și documentul oficial de certificare a lotului de sămânță sau buletinul de analiză oficială cu mențiunea sămânță admisă pentru însămânțare sau buletinul de analiză oficială cu mențiunea necesar propriu și interzisă comercializarea sau documentul de calitate și conformitate al furnizorului sau orice alt document echivalent documentelor menționate, emis într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-o țară terță care are echivalență conform deciziei Consiliului 203 pe 17 CE sau eticheta oficială care poate ține loc de document de calitate și conformitate. În cazul utilizării seminței certificate oficial din producția proprie, fermierul prezintă documentul de certificare a lotului sau loturilor de sămânță. Termenul final de depunere la API a documentelor doveditoare prevăzute anterior este 1 decembrie anului de cerere. De asemenea, cuantumul pe hectar al acestei subvenții valabil pentru anul 2020 este de 565 de lei la hectar. În același timp, sprijinul cuplat se acordă și fermierilor activi care exploatează livezi de pruni și care fac dovada comercializării cantității minime anuale pe hectar de 5,6 tone. Dovada comercializării fructelor către o unitate de industrializare înregistrată pentru siguranța alimentelor, potrivit prevederilor ordinului ANSVSA, o constituie factura sau facturile sau fila sau filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol. Unitățile de industrializare care exploatează suprafețe cu livezi de pruni fac dovada industrializării producției proprii în cantitățile minime anuale pe hectar de 5,6 tone prin documente contabile interne. Dovezile mai devreme menționate se prezintă la APIA până la data de 31 decembrie a anului de cerere. Tot un sprijin din partea guvernului se acordă și fermierilor activi care exploatează livezi de meri și care fac dovada comercializării cantității minime anuale pe hectar de 7,8 tone. Dovada comercializării fructelor către o unitate de industrializare înregistrată pentru siguranța alimentelor potrivit prevederilor Ordinului ANSVSA numărul 111 pe 2008 o constituie factura sau la din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol. Unitățile de industrializare care exploatează suprafețe cu livezi de meri fac dovada industrializării producției proprii în cantități minime, în cantitățile minime anuale pe hectar de 7,8 tone, prin documente contabile interne. Toate documentele însoțite de dovezile susmenționate se prezintă la APIA până la data de 31 decembrie anului de cerere. Și fermierii care cultivă cireșe și vișine destinate industrializării au parte de sprijinul cu plat acordat de guvern. Ei trebuie să facă dovada comercializării cantității minime anuale pe hectar de 4,4 tone. Dovada comercializării fructelor către o unitate de industrializare înregistrată pentru siguranța alimentelor, potrivit prevederilor Ordinului ANSVSA numărul 111 pe 2008, o constituie factura sau fila din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol. Unitățile de industrializare care exploatează suprafețe cu livezi de cireș și vișin fac dovada industrializării producției proprii în cantitățile minime anuale pe hectar de 4,4 tone prin documente contabile interne. Dovezile se prezintă la apia până la data de 31 decembrie a anului de cerere.